Plenul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, a respins o propunere legislativă privind acordarea unui ajutor financiar de 500 de lei mamelor pentru fiecare copil născut. Deputatul PPDD, Tudor Ciuhodaru, unul dintre inițiatori, a declarat în plen că ajutorul de 500 de lei pentru fiecare nou născut ar reprezenta un efort minimal pentru bugetul de stat, dar ar fi bani bineveniți pentru părinți. O astfel de măsură ar stimula și natalitatea, consideră parlamentarii care au inițiat propunerea legislativă. În ultimii 20 de ani, România înregistrează un dezastru demografic în ceea ce privește evoluția natalității, atât la nivel de țară, cât și la nivelul zonelor în care în mod tradițional se găsea un spor natural pozitiv. Practic, înregistrăm un minim istoric de doar 195.000 de nou născuți anual, ceea ce va face în următorii 15-20 de ani, dacă se menține același ritm, ca problemele sociale să fie importante. Vorbesc de influențele asupra pieței muncii și asupra bugetului de sănătate și de pensii, care vor trebui să fie suportate tot mai mult din bugetul de stat. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea unui cadru legal pentru acordarea unui ajutor financiar mamelor în cuantum de 500 de lei neimpozabil pentru fiecare copil nou născut viu o singură dată la eliberarea certificatului de naștere. Potrivit raportului Comisiei de Muncă, aplicarea măsurilor propuse ar conduce la efort bugetar suplimentar, iar inițiatorii nu precizează sursele de finanțare, fiind încălcate astfel prevederile din Constituția României, potrivit cărora nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare. Mamele au mai primit un astfel de ajutor financiar și în perioada 2007-2010 sub denumirea de trusou pentru nou născuți.